M-am gândit să descoperim împreună ce importanță are dragostea în viața unui creștin. Și observăm în capitolul 13 din 1 Corinteni că Apostolul Pavel dă sfaturi și învățături bisericii din Corint și vedem importanța dragostei în viața creștinului. Începând cu versetul 1, Pavel arată că poți avea multe daruri duhovnicești. Poți să vorbești în limbi omenești și îngerești. Poți avea darul prorociei. Dar fără niciun rost. Dacă nu ai dragoste, nu valorează nimic. Știm că mulți creștini au tot felul de activități religioase. Dar în mod obligatoriu nu credem că ei vor fi acceptați de către Dumnezeu. De fapt, ei chiar pot să nu fie credincioși, deși viața lor se așează pe tot felul de activități religioase. Dacă nu ești un copil al Domnului care să aibă aceste daruri, să-L iubești pe Dumnezeu, spune Apostolul Pavel că nu sunt nimic în fața lui Dumnezeu. Chiar dacă își dă tot averea săracilor, chiar dacă dă trupul să le fie ars, să mute munții prin crucișoarele lor, dacă n-au dragoste, nu folosește la nimic înaintea lui Dumnezeu. Că ce este esențial în viața unui creștin este să aibă o dragoste față de Dumnezeu și față de aproapele Său. Și să crească în credință în Hristos și în Cuvântul Lui. În capitolul 4, Pavel ne descrie dragostea ca pe o lucrare, ca pe un comportament, nu ca pe un sentiment lăuntric. El spune că aspectele dragostei din versetul 4 până în versetul 7, îl caracterizează pe Dumnezeu, Fiul, pe Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt. Dumnezeu prețuiește în lucrarea lor dragostea, răbdarea, bunătatea față de cei din jurul Lui, nu față de folosul Lui. Arată că, într-adevăr, cu tot că credința pe care o ai, mișcă munții. La nimic nu folosește în fața lui Dumnezeu. Dacă nu ai dragoste. Dacă nu ai dragoste în lucrarea ta. Dacă nu ai o dragoste nu neapărat pentru realizările tale exterioare, ci să ai o dragoste lăuntrică. O dragoste ca să crești în plăția lui Dumnezeu. Din versetul 8, Apostolul Pavel ne arată că prorociile se vor sfârși. Limbile vor înceta. Cunoștința se va sfârși. Dar ce nu va pieri niciodată? Spune, este dragostea. De aceea e atât de important să ai o dragoste interioară, să ai o dragoste pentru Dumnezeu. Nu neapărat să ai niște activități exterioare, nu neapărat să ai niște lucrări credincioase. Dacă tu, în inima ta, nu-L iubești pe Dumnezeu, nu-L iubești pe aproapele tău, dacă în inima ta nu arăți Domnului importanța care o are, haideți să ne ridicăm și să ne rugăm, să cerem Domnului să ne dea o dragoste mare. Nu pentru activități, nu o dragoste care să o facem doar de ochii lumii, ci o dragoste care o avem pentru El. Pentru că asta valorează și asta folosește la ceva în Împărăția Domnului. Ne rugăm!